Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române, suntem împreună la apusul soarelui peste o zi importantă. Am fost invitați astăzi în Evanghelie, în timpul dumnezeieștii liturghii, la o nuntă de împărat. La o nuntă a unui fiu de împărat, asta înseamnă chiar la o nuntă de împărat în sensul cel mai curat al cuvântului. Dar pentru că astăzi am pomenit și pe Sfântul Efrem Siru, m-aș opri un pic asupra vieții lui, așa cum ne-o prezintă prologele scurt și cuprinzător. Stins la 379, acesta era din Mesopotamia, născut la Nisibe, sirian de neam și din părinți creștini. A învățat carte la școala siriană din Nisibe, iar când Persia a ocupat cetatea, școala păstrând limba siriană s-a mutat la Edesa, sub stăpânire romană, pe la anul 360. A trăit sub toți împărații romani, începând de la Marele Constantin și până la Valens, mort în 378. A fost hirotonit diacon de episcopul Iacob din Nisibe și s-a încredințat noua școală siriacă din Edesa, care sub conducerea lui a cunoscut o mare strălucire. Tradiția spune că Sfântul Efrem a luat parte, tânăr diacon fiind ca și Sfântul Atanasie din Alexandria, la sinodul din Nicea de la 325 și tot viața lui ne consemnează că a ajuns la o prietenie duhovnicească cu Sfântul Vasile, episcopul Cezarei Capadociei, aceasta ca semn de preoțuire la și sfințit preot. Era poet, cuvântător înflăcărat, un aspru nevoitor și un om de rugăciune, iubitor de viața duhovnicească. Prin poezia lui urmărea întărirea dreptei credințe, iar imnele sale, care au fost traduse inclusiv în limba română de către părintele profesor Ioan Ică de aici, de la Sibiu, au păstrat de fiecare dată bucuria aceasta a întâlnirii cu cuvântul care face, scrie metafore, dar păstrează mai cu seamă meta-istoria întrupării lui Hristos în mijlocul nostru. Azime de versuri și bucurii cu totul ieșite din comun ne oferă această mână de pământ sirian care se așează și el la temelia Bisericii lui Hristos. Arătând odată în plus cât de înțelept a fost Domnul Hristos spunând să mergem în toate părțile lumii vestindu-i cuvântul și botezindu-i pe oameni. Mâine este o nouă zi.